Dar să ascultăm! Betty Stoian și iubitul ei, Cătălin Vișănescu, au primit permisiunea de a se căsători, asta după ce în urmă cu o lună de zile Florin Salam depunea actele prin care le cerea magistraților să oficializeze nunta fiicei sale minore. Haideți să vedem ce declara Betty Stoian în urmă cu puțin timp despre măritiș. Cununia pe la ce va avea loc. Da. Că așa am stabilit și așa am vorbit și la voi în emisiune și părerea mea și părerea multor oameni este că nu este ceva ilegal ce am făcut noi. Am fost nevoită și așa a fost normal, pentru că eu nu împlinesc vârsta de 18 ani și pe 28 este ziua mea, 28 august, iar eu fac România pe 25. Știi cât s-a scris că voi deveni mamă? Cred că până acum aveam vreo 5-6 copii. Nu, asta nu. Dar vestea cu pentru cununie este adevărat. După ce veți face cununia, adică în doar câteva luni, vă veți dori în viitorul apropiat să deveniți părinți sau nu ați luat în calcul? Cine nu își dorește? Bineînțeles că ne dorim din tot sufletul, dar avem destul timp. Adică există posibilitatea să ne dai vestea cea mare anul acesta, după cununie, eu știu? Asta nu știu. Depinde de copii, dacă vrea să vină sau nu. Când o să aibă loc cununia civilă? Deci pe 25 august. Și nunta cea mare, da, nunta petrecerea fastoasă. Nunta peste un an sau peste 2 ani. Da, acestea au fost primele și singure declarații oferite de Betty la Sara Magazin, unde ai fost și invitată exact. În acea zi. Felicitări! Probabil o să fie mare tam-tam. Atunci încă cererea nu fusese admisă, încă nu primiseră răspunsul. Iată că autoritățile au decis, au permisiunea așadar începând din acest moment să-și oficializeze relația. Cred că și Andrei e interesat. Cine cântă? Păi, cineva pe 25 august va cântă toți. În special tatăl, pentru că este pe primul loc. Chiar a făcut o glumă la noi în platou și a spus că încă sunt un negocier cu Florin Salam. Încă nu știu exact, dacă... Exact, sunt de cucere acum. Eu știu cât vrea să dea. În spirit de glumă, bineînțeles. Iată niște frumoase povețe de dragoste cu Cătălin Vișănescu, deja de ceva timp. Nu mai are mult și va fi și ea majoră. Uite că cu toate acestea se grăbesc pentru a deveni soț și soție. Dani, s-au mutat deja împreună. Eu n-am înțeles personal graba asta tuturor. Cum se combină, cum se căsătoresc, după aia, după 3 ani, auzi, păi nu, n-am mai mers de mult, păi domne, să jure și în fața lui Dumnezeu, nu? Da, una la mână și a doua, știi cum e, când la vârsta asta iubești altfel. La 18 ani, la 17-18 ani, te aprinzi așa cu totul. Da, poți să iubești și fără să te căsătorești. Și ai impresia că aia e lumea ta acolo, asta va fi, așa va fi toată viața ta, știi? Și cu ce schimbă un act, aia e, că la 19 ani nu prea... Și m-am căsătorit prima oară la 21 și am divorțat la 22, adică a fost... Ai văzut? A durat fix 6 luni. Deci poți să înțelegi cel mai bine, păi, acum Ana... Aveam 21, deci mai aveam la 21. Și da. A doua oară la 35 și definitiv. Prin presă chiar s-a zvonit să știi că Betty ar fi însărcinată. Lucru destul de deranjant, atât pentru Betty, cât și băi, pentru asta, Cătălin. Deci, ca femei, noi urăm două chestii. Când te căsătorești și după ce te-ai căsătorit și când faci primul copil. După ce faci primul copil și când îl faci pe al doilea. Și uite așa, deci... Păi oarecum, pentru că acesta este cursul vieții, na? Și te gândești că dacă... Oarecum, societatea te împinge să faci tot felul de lucruri. Sper ca până faci un copil să nu divorțești, știi? Cam așa... Ei nu se lovesc de astfel de prejudecăți, doar că a fost destul de deranjant, cum spuneam, pentru că presa e tot atâța cu această întrebare. Ești însărcinată? Da. Ești, adevărat, în câte luni ești? Au făcut un anunț și pe rețele de socializare, în care au comunicat că nu, încă nu e însărcinată, își doresc acest lucru, iar cununia va avea loc pe 25 august, urmând ca nunta cu fa să aibă loc anul Cred viitor. Cred că o să o vedem în direct la televizor, nu știu de ce am impresia că această cununie Doamne va ajută, fi transmisă în direct și o exclusivitate, nu știu, poate chiar, da, nu, am așa o intuiție feminină în cu al treilea ochi, cred că o să se întâmple la voi. Păi, baftă, să fie dragoste cât o să fie și atât, să simtă momentul. Bă, dar ce ești pesimist, așa lasă oameni, că poate vorbească toată viața. Să simtă dragostea până când nu mai până la deșbătrânețe, am vrut să spun, cam asta am vrut să spun. Da, depinde a cuia, lui sau a ei, știi că... Că e o diferență, da, exact. Nu foarte mare. Îi pupăm și pe Betty și pe Cătălin și așteptăm aici cu invitațiile. Să facă ce vor, da, și în cazul în care vor să le cânti la nuntă, să... Ce să zic? Da, nota de plată vine la Nasrin. Să se întoarcă camarad din Africa, de unde a plecat. Să se întoarcă din Africa, de la părinți.